Iubiți frați și surori, haideți împreună cu mine în această dimineață din toată inima să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. De ce să fie Dumnezeu binecuvântat? Pentru că a fost bun cu noi. Amin. Dar am găsit un cuvânt în Scripturi care spune că Dumnezeul nostru este prea bun cu noi. În Psalmul 59 cu versetul 17 spune cuvântul lui Dumnezeu: O tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu, acel prea bun, este turnul meu de scăpare. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci de veci. Suntem la această sărbătoare deosebită și mă bucur ca să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Betel din Nashville, Gallatin, Tennessee, unde frații păstori, frații slujitori știu de plecarea mea și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, vreau să mulțumesc fratelui pastor Andrei Bălulescu, împreună cu conducerea bisericii, pentru ospitalitate, pentru dragoste, pentru iubirea care și-a arătat-o față de noi în acest weekend. Împreună cu soția suntem aici și ne bucurăm să fim parte la sărbătoarea dumneavoastră. De câte ori se scrie istorie, și la început și la sfârșitul istoriei, să spun așa, Dumnezeu este Cel care este prezent și în trecut și în prezent și credem că și în viitor. De aceea ne bucurăm de harul acesta ca să fim împreună cu dumneavoastră. Împreună cu fratele Andrei și cu fratele Gabi suntem colegi la bordul RTO și mă bucur să fie și fratele Gabi împreună cu noi în această dimineață aici. Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe el. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Dorim ca harul lui Dumnezeu să fie revărsat peste noi. Dorim ca îndurarea lui Dumnezeu să fie revărsată peste noi. Dorim ca Dumnezeu să-și facă simțită prezența Lui în locul acesta prin Duhul Său cel Sfânt. De ce? Pentru că noi credem în puterea lui Dumnezeu. Și credem că Dumnezeu a fost de-a lungul anilor, cum spune psalmistul, din neam în neam Dumnezeul nostru a fost adăpost pentru noi. Binecuvântat să fie El în veci de veci. Nu voi citi un cuvânt din Scripturi, pentru că cuvântul pe care doream să-l citesc este mai lung și timpul este destul de aglomerat, serviciul divin este destul de aglomerat, dar vreau să mă raportez la acest cuvânt care se găsește în 1 Samuel, în capitolul 7. Vedeți dumneavoastră, duminica aceasta de 10 decembrie 2023, când se împlinesc 60 de ani de când a început să existe această biserică, am dorit să rămână ca o amintire frumoasă pentru fiecare dintre noi. Am dorit ca duminica aceasta să rămână în istoria bisericii ca o piatră de aducere aminte. Și de ce m-am orientat asupra acestui pasaj? Ați auzit versetul pe care l-a citit pastorul dumneavoastră, fratele Andrei Bălulescu, când Samuel a luat această piatră pe care a pus-o între Mipța și Sen și i-a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Putem să spunem lucrul acesta: până aici Dumnezeu ne-a ajutat? Haideți să o spunem din toată inima: Dumnezeu să fie binecuvântat, că până aici El ne-a ajutat. Lăudat să-i fie numele Său în veci de veci. Sunt convins că în biserica aceasta s-a format, având la bază o misiune generată de dorința de a trăi după cuvântul Scripturii. Sunt convins că biserica aceasta s-a format, generată de dorința de a trăi prin prezența Duhului Sfânt. Sunt convins că v-ați format și s-a format această biserică trăind și văzând puterea cuvântului lui Dumnezeu manifestându-se în mijlocul dumneavoastră. Și de asemenea, cred că sunt convins că ați avut în vedere și lucrul acesta, cuvântul din Fapte, din capitolul 1, versetul 8. Și ați dorit ca să propăduiți cuvântul cu putere și să fiți o mărturie aici în Kitchener. Și nu numai în Kitchener, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, cum spune cuvântul Scripturii. Și știu că aveți oameni care misionează, știu că aveți frați care misionează, știu că sunteți implicați în lucrul acesta. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, sunt convins că sunteți o ambasadă românească aici
în Canada. Pentru toți românii care au trecut pe aici, sunt convins că sunteți un punct de referință. Și Dumnezeu a pus sămânța aceasta acum 60 de ani ca să fiți un punct de referință. Și slava lui Dumnezeu să se vadă aici, lucrarea lui Dumnezeu să se vadă aici și harul lui Dumnezeu să fie revărsat peste fiecare dintre noi. S-a plantat o sămânță odată și suntem foarte mulțumitori pentru pionerii credinței care au plantat sămânța aceasta aici la Kitchener. Eu sunt tânăr, nici nu eram născut pe atunci când se planta sămânța aceasta aici, dar sunt frați în vârstă care vom auzi spunând despre lucrarea lui Dumnezeu de aici. Și am vrea să-i respectăm și am vrea să-i binecuvântăm în numele Domnului și am vrea să-i spunem: Doamne, din generație în generație Tu ai fost Dumnezeul nostru și ne-ai păzit, ne-ai ocrotit. Aceasta este sărbătoarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o să ne bucurăm și să stăm în prezența lui Dumnezeu. Și am vrea să celebrăm lucrul acesta, dar nu cum celebrează lumea. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci ce este? Este bucurie în Duhul Sfânt. Pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și dacă nu celebrăm cum celebrează lumea, atunci haideți să vedem ce trebuie să facem. Trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeul nostru a fost Dumnezeul care ne-a purtat de grijă. Trebuie să ne aducem, așa cum și-aducea aminte Pavel la evrei, să ne aducem aminte de momentul iluminării spirituale, de zilele de început. Să ne aducem aminte de persecuțiile care au urmat, de necazurile care au fost în toți acești ani, Să ne aducem aminte de promisiunea răsplătirii viitoare. Să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos va reveni. Să ne aducem aminte că avem o cursă, avem o alergare pe care trebuie să o ducem. Să ne aducem aminte de mai marii noștri care ne-au vestit cuvântul. Și celebrând lucrul acesta, să facem lucrul acesta cu toată reverența, cu toată recunoștința și cu toată puterea. Aș vrea să urmărim cuvântul acesta din Scripturi și să vedem cum au celebrat poporul lui Israel biruința Domnului. Că vreau să vă spun că în această dimineață biruința nu este a noastră, este a Domnului. 60 de ani de slujire, 60 de ani de când biserica aceasta există, este datorită că este biruința Domnului. Și poporul lui Israel, prin Samuel, au celebrat biruința Domnului. Cum au celebrat ei biruința Domnului? Aș vrea să analizăm acest cuvânt din Scripturi și să răspundem la următoarea întrebare. Cum să celebrăm noi victoriile Domnului? Care sunt punctele, care sunt momentele, care sunt lucrurile esențiale pe care trebuie să le folosim pentru a celebra victoriile Domnului? Și vreau să încep cu primul punct. Să celebrăm victoriile Domnului cu reverență. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1 din capitolul 7: locuitorii din Kiriat Iarim au venit și s-au suit chivotul Domnului, l-au adus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Au făcut lucrul acesta cu reverență. Suntem în casa lui Dumnezeu în această dimineață și vrem cu reverență să recunoaștem că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ne dă biruință. Vrem să recunoaștem că avem cuvântul Scripturii cu noi care ne l-a lăsat și să fim recunoscători și cu reverență să ne adaptăm cuvântului Scripturii. Vrem să recunoaștem cu reverență că Domnul Iisus Hristos este prezent aici. Și este prezent aici prin Duhul Său cel Sfânt. Prin promisiunile Lui, acolo unde sunt doi sau trei, sunt și numele Lui, El este prezent. Noi suntem mai mulți de doi sau trei aici. Și cred din toată inima că aici este prezent Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Să celebrăm ziua de astăzi cu reverență asupra Domnului nostru Iisus Hristos, Marele Biruitor pe cruce, binecuvântat să fie Domnul. Să nu ne oprim numai la acest cuvânt de reverență și să învățăm mai mult ce au făcut izraeliții atunci. Pe lângă faptul că au celebrat cu reverență, spune cuvântul lui Dumnezeu că victoriile Domnului trebuie să le sărbătorim și cu regret. Oare cu regret? Cum? Noi n-am venit astăzi la casa lui Dumnezeu să ne bucurăm. Noi am venit să ne bucurăm și plin de bucurie este o sărbătoare. Să regretăm ceva în viața noastră? Sunt momente în viața noastră care trebuie să le regretăm. Trebuie să ne pocăim.
trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2. Trecuse destulă vreme, din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat Iarim, trecuseră 20 de ani, atunci casa lui Israel a plâns după Domnul. Trec anii și se duc anii unul pe altul. Iată, anul acesta, anul 2023, suntem deja aproape la sfârșitul anului. Mai sunt câteva zile, ne despar câteva zile, până când vom trece în anul viitor. Anii trec unul după altul. Am făcut noi voia lui Dumnezeu întru totul. Ne-am sfințit noi înaintea lui Dumnezeu de fiecare dată. La lucrul acesta se referă Scriptura când celebrăm astăzi, ne aducem aminte că anii trec. Au fost 60 de ani până astăzi, de anul viitor vor fi 61, dar am fost noi oare sfinți în casa lui Dumnezeu? Am fost noi oare de plin desăvârșiți pentru Dumnezeu? Am avut noi pentru Dumnezeu acea pasiune care trebuia să o avem? Dacă nu, hai să plângem ca și poporul Israel în ziua aceasta și apoi să spunem, Doamne, fă ca biruința Ta să fie în fiecare zi, în dreptul nostru și în biserica Ta. Bineînțeles, cuvântul merge mai departe și Scriptura ne învață că copiii lui Israel au sărbătorit acea sărbătoare cu renunțare. Versetele 3 și 4. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și Astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și Astartele și au slujit numai Domnului. S-au întors la Dumnezeu și s-au bucurat de prezența lui Dumnezeu și au celebrat cu renunțare. A renunțat la lucrurile care nu erau bune înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de bunicul meu când spunea, când s-a întors el la Domnul, avea vii și făcea vin. A trebuit să scoată viile din buturugi și să arunce, să ardă totul, să facă pământul acela arabil. De ce? Pentru că au zis că nu vor să mai bea vin. Pentru că s-au întors la Dumnezeu și o naștere din nou a trebuit să vadă acolo. Dacă sunt lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, să renunțăm astăzi la ele. Să ne întoarcem la Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune că poporul lui Israel au sărbătorit biruințele Domnului cu rugăciune. De la versetul 5 până la versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu ne spune acest lucru. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mița și eu mă voi ruga Domnului pentru el. M-am bucurat în dimineața aceasta că la sărbătoarea de 60 de ani deja ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu cel puțin de două ori. Și am vrea să facem lucrul acesta cu rugăciune. Și sunt convins că la sfârșit ne vom ridica mâinile către Dumnezeu și vom spune, Doamne, suntem la dispoziția Ta și am vrea ca de acum încolo să continuăm să stăm la dispoziția Ta. De ce? Pentru că rugăciunea este arma cu care poporul român, noi, creștinii din poporul român, am putut să fim și să ajungem până la acest moment. Ascultați ce spun cei care au celebrat cei 100 de ani, ascultați ce spun cei care au trecut prin aceste lucruri, care au fost în persecuții. Rugăciunea a fost arma care i-a ținut în picioare. Și eu cred că pe fiecare dintre dumneavoastră, fie personal, fie ca biserică, rugăciunea a fost cea mai puternică armă pe care am avut-o din partea lui Dumnezeu ca să stăm în picioare. Și în ziua aceasta vrea să celebrăm lucrul acesta cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. S-au întâmplat în mijlocul dumneavoastră minuni și semne și sunt sigur de lucrul acesta. Pentru că nu se poate într-o biserică pentecostală Dumnezeu să nu lucreze cu semne și minuni. În anul 2013 eram în biserica noastră, în biserica Betel și la o întâlnire de dimineață în jurul orei 10 și ceva un frate s-a ridicat în picioare să dea un îndemn și deodată a căzut la pământ ca un lemn. Am alergat la el repede să-l resuscităm. Nu s-a putut. Am sunat salvarea. A venit salvarea, l-a dus la spital. Timp de 72 de ore omul acesta a fost mort. Au fost câteva intervenții
la spital, medicii au încercat să resusciteze, n-a putut să resusciteze, biserica întreagă a mers la spital. A fost o încercare pentru biserica noastră extraordinară. Mi-aduc aminte când a ieșit doctorul din cameră și ne-a spus că mașina care încearcă să-l țină în viață nu poate să bată decât 5% inima lui, atunci am realizat că numai mâna lui Dumnezeu poate fi biruitoare în lucrul acesta. Ne-a trimis acasă, ne-a spus că mai are o singură procedură de făcut și anume să-l înghețe și după un anumit timp să încerce din nou să resusciteze și dacă își revine atunci bine, dacă nu, poate să-l dea acasă familiei. Am plecat acasă, am mers acasă împreună cu biserica, era duminica. Am luat hotărârea ca ziua de luni, toată ziua de luni să postim și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și seara să ne întâlnim și singura rugăciune pe care o să o facem, cât ne va lăsa Dumnezeu, cât vom sta pe genunchi, să fie ca Dumnezeu să arate să facă o minune. De ce? Copiii noștri spuneau, vrem să vedem minuni. Voi ne vorbiți despre minuni, dar noi n-am văzut minuni în mijlocul vostru. Vreau să vă spun că a trecut și timpul acela de înghețat, dezghețare și nu și-a revenit. La vreo 4 ore, după ce doctorii l-au lăsat liniștit, pe acest frate, poate ați auzit de numele lui Radu Bortiș, s-a ridicat dintr-o dată și când și-a dat seama că este pe aparatură, a venit un nurse acolo, s-a speriat, pentru că deja știau că el este în punctul acesta de a muri. S-a speriat, a strigat pe holul bisericii, a venit înapoi, el a cerut o hârtie, dă-mi să scriu, că era intubat, dă-mi să scriu pe hârtie, eu sunt sănătos, sunt ok. După atâta timp în care creierul lui n-a funcționat, în care corpul lui n-a funcționat, fratele Radu Bortiș predică Evanghelia, Dumnezeu a răspuns bisericii, rugăciunii postului și Dumnezeu a fost bun și îndurător cu el și cu noi toți. Și a arătat puterea lui în viața noastră și în viața bisericii. Și sunt convins că și în viața bisericii dumneavoastră Dumnezeu și-a arătat puterea lui. Haideți să-L lăudăm pe el în ziua de astăzi. Pentru că biruința este a Domnului, lăudat să fie Domnul. Și apoi, nu e de ajuns numai atât. Copiii lui Israel au realizat că trebuie să mai facă ceva. Și știți ce au mai făcut? Și-au dat seama că sărbătorind sau celebrând biruințele Domnului, trebuie să o facă cu râvnă. Versetul 11. Bărbații lui Israel au ieșit din Mița și au urmărit pe filisteni și au bătut până la Berkhad. Iubiți frați și surori, trăim vremuri deosebit de complicate, în care entuziasmul, pasiunea, râvna s-au diminuat într-un mod extraordinar de mult. Ba încă nu mai este la modă, spun așa în ghilimele, ca să avem pasiunea aceasta pentru să mergem la biserica al Domnului, să ne implicăm, să mergem să facem counseling, să mergem să cântăm, să mergem să ne rugăm, să mergem să avem părtășie unii cu alții. Lucrurile acestea s-au diminuat. De ce? Pentru că avem un confort extraordinar. Stăm pe bănci la aer condiționat, avem confortul extraordinar, nu mai suntem persecutați. Cuvântul lui Dumnezeu în ziua de astăzi ne învață și ne aducem aminte și să continuăm să slujim pe Dumnezeu cum? Cu râvnă pentru casa lui Dumnezeu. Râvna pentru casa lui Dumnezeu mă mănâncă, spune cuvântul Scripturii. Apoi, facem deja lucrul acesta. Să-l facem, să celebrăm această sărbătoare de 60 de ani cu recunoștință. Versetul 12. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mița și Șen și i-a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire. Să facem o pauză și să luăm un moment de sinceritate în viața noastră, în ziua de astăzi, în momentul acesta. Și să ne uităm la bunătățile Domnului, la îndurările Domnului, la binecuvântările lui Dumnezeu și să spunem din toată inima, îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc. Nu aș fi fost astăzi aici de n-ai fi fost Tu de partea mea. Nu aș fi fost astăzi aici dacă Tu nu ai fi lucrat în viața mea. Și fii sincer cu Tine și apreciază mila și îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este din veșnicie Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, aș vrea să vă spun, celebrarea aceasta trebuie să o facem cu vigilență și cu gândul spre răsplătire. Vreau să vă spun că dacă rămânem numai la atât,
să sărbătorim ziua de astăzi și să n-avem gândul veșniciei. Trebuie să ne rugăm ca și David odinioară. Doamne, vezi-mi dacă sunt pe calea cea bună, dacă nu sunt, du-mă pe calea veșniciei. Pentru că noi, de fapt, suntem la 60 de ani aici. Dar tu știi ce înseamnă acești 60 de ani? În raport cu veșnicia, un nimic. A venit o dată un frate pe la noi și a predicat despre veșnicie. Și ca să ilustreze lucrul acesta, a venit cu o sfoară, făcut-o în sfoara aceasta la capăt, porțiunea așa roșie, și sfoara aceea s-a derulat și a rămas în ghem. Și ne-a spus, vedeți, asta ar semnifica 100 de ani în comparație cu veșnicia. Dumnezeul nostru este infinit. Și n-aș vrea să ne oprim numai la acești 60 de ani, ci aș vrea să ne uităm țintă spre Dumnezeu care vine cu răsplătirea, care vine cu biruința. Și biruința cea mai mare va fi când vom ajunge în Împărăția Cerului. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă felicităm în numele Domnului pentru acești 60 de ani. Dumnezeu să fie acela care să fie lăudat în toate. Și harul Domnului să fie peste dumneavoastră și bunătatea Lui să vă însoțească de acum și până în veci de veci. Amin.